Poliția s-a băgat în intersecția plină. De la cine să învețe ceilalți șoferi care n-ar trebui să facă astfel? Acum e verde pentru direcția cealaltă și oamenii stau. Și așa se fac ambuteiaje. Da, e verde pentru voi, dar n-aveți voie. Că intersecția e ocupată. Și acolo încă un echipaj de poliție. Mai devreme a trecut un Duster de la poliția locală. Cam așa arată traficul în București. Mulțumim PSD și altor partide care au guvernat capitala de mântuială. Uite cum se bagă, cum se bagă în intersecție. Și vede că e ocupat, dar se bagă. Altul cu girofar acolo. Ce-ți ceri de la șoferii de taxi care se grăbesc să facă un ban? Dacă cei cărora le merge salariul oricum, cu mașini de stat, uite cum au intrat în intersecție când văd că e plină. Au uitat ce prevede legea sau o ignoră, cu bună știință.